Închisoarea Doftana, denumită și Bastilia României, este situată în localitatea Telega, din județul Prahova. Clădirea închisorii Doftana a început să fie folosită în 1895 și până în anii 1960, timp în care aici erau aduși deținuți politici alături de alți infractori. Doftana a beneficiat de încălzire centrală și curent electric. Transformată în muzeu în perioada de gloria comunismului din România, după cel de-al doilea război mondial, închisoarea Doftana a rămas un loc părăsit după 1990, din cauza lipsei de fonduri. Clădirea a fost construită în formă de podcoavă, avea 8 secții cu celule, 3 fiind luminoase și alte 5 întunecate. Secțiile erau denumite de la A la H. Totodată avea spital, mai multe curți interioare, ateliere pentru croitorie și tâmplărie, beci și era bine păzită. Sunt multe voci care susțin că nimeni nu a reușit vreodată să evadeze din închisoarea Doftana. Tocmai de aceea este cunoscută și drept Bastilia României. Celulele din secțiile întunecate ale închisorii Doftana nu aveau geamuri, iar cele de pe holuri erau vopsite astfel încât lumina soarelui să nu pătrundă. Secția H era cea mai de temut și niciun deținut nu dorea să ajungă aici. Secția H de la închisoarea Doftana găzduia deținuții foarte periculoși și era folosită pentru aplicarea de pedepse. Printre deținuții care au călcat pragul închisorii Doftana se numără Gheorghe Gheorghe Udej, Emil Bodnăraș, Corneliu Zelea Codreanu și chiar Nicolae Ceaușescu. Închisoarea Doftana este un monument istoric din clasa A, având o suprafață de 8.000 de metri și este evaluată la peste 1,2 milioane de euro. În 2011, închisoarea a fost trecută în domeniul privat al localității Telega, însă, la toate cele 3 licitații organizate ulterior, nu s-a prezentat niciun doritor. Momentan, accesul la închisoarea Doftana este interzis din cauza pericolului accidentării.